Dar vreau să te întreb, ai spus, domnule, eram un copil, așa, și țineam cu Rapid. În momentul în care totul s-a întors împotriva ta la Rapid, de fapt, altceva vreau să te întreb. Ce s-a întâmplat atunci? Nu știu dacă vreodată, tu ai mai povestit, dar eu cred că sunt multe lucruri pe care nu le-ai povestit și pe care fanii Rapidului nu le-au înțeles cum trebuie în momentul respectiv, agitați poate de unele intrigi, spuneai tu, ale lui Constantin Zota. Ce s-a întâmplat de fapt atunci, Dani? Totul s-a terminat la meciul cu Chiajna, pe care l-am pierdut la Chiajna 1-0, când galeria Rapidului ne-a înjurat. Nu era Gigi Corsicanu șeful galeriei atunci, era un alt băiat. Eu m-am dus să beau, aveam sticla de apă la bară, m-am dus să beau o gură de apă în timpul jocului și am auzit oameni din galerie care mă înjurau de familie, de fetiță. Atunci am luat sticla și am aruncat cu sticla de apă în galerie. De atunci s-a terminat totul. Iar eu am fost unul din puținii jucători care n-am acceptat să mă înjure cineva sau să spună cuvinte urâte despre mine. Indiferent pe cine am avut în față, i-am spus ceea ce am avut de spus cu riscul de a-l deranja. Și de multe ori am avut de pierdut. Nu am fost un jucător care să dau bani la galerie, să dau bani la ziariști. La asta, stai puțin, sau la antrenori. Important asta. La asta te refereai când spuneai ce vor ei de la mine, eu nu pot face niciodată, mai multe nu pot să spun. Ai spus de mult, acum 9 ani într-un interviu asta. La asta mă referam. Că ți-au cerut bani și n-ai vrut să le dai. Repet, nu era liderul galeriei atunci Gigi Corsicanu. Dar cum se întâmplau lucrurile astea? Venea cineva efectiv și spunea, nu ne dai și nouă de la obraz? Erau oameni care veneau și spuneau, dă-ne și nouă că avem nevoie pentru nu știu ce, altfel ai probleme. Și în momentul în care... Dar asta nu s-a întâmplat de la început la Rapid? S-a întâmplat de abia atunci, în momentul ăla? Nu, s-a întâmplat atunci, da. Era vorba de bani mulți? Nici n-are importanță, nu conta că-s bani mulți, că-s bani puțini, aveam. Dacă voiam să le dau, le dădeam, nu aveam o problemă. Dar nu te întreb ceva fără să-ți cer nume. Erau colegi de-ai tăi care cotizau? Eu cred că sunt și acum jucători de fotbal care dau bani la liderii de galerie. Pentru a avea protecție. Pentru a avea protecție, pentru a le scanda numele. Eu n-am fost unul dintre jucătorii care să dau. Dacă am vrut să fac un gest vreodată, l-am făcut ca așa am vrut eu. Okay. Dar niciodată nu am vrut să mi se impună anumite lucruri. Ai pomenit și de ziariști. De ce ai pomenit de ziariști? Că n-am dat bani la ziariști. Pentru că toți în lumea fotbalului așa se vorbește. Așa. Că trebuie să dai bani la galerie, că trebuie să dai bani la ziarist, să ai protecție din partea ziarelor.